Bă, chiar mă gândeam să fac un video cu concluzia mea despre Ucraina. Dar mai întâi să vă zic ce s-a întâmplat, pentru că acum sunt în Madrid. Și probabil vă întrebați, eram în Kiev în video următor. În video anterior eram în Kiev. Acum sunt în Madrid. Ce căcat am făcut, cum am ajuns? Și s-au întâmplat foarte, foarte multe chestii. În primul rând, în drumul spre tren, mi-a scăpat telefonul și s-a crăpat. Din fericire încă mai funcționează, ceea ce e ok. Iar apoi când am intrat în tren, știți, acolo în trenul ăla, cred că am ceva filmat cu telefon. Erau locuri ca la noi, erau doar paturi și erau la paturi jos și paturi sus. Și al meu era sus. Și când m-am dat să cobor, mi-a scăpat camera și s-a stricat și camera. Și am rămas și fără cameră când m-am suit în tren. Și ce a fost ciudat, că în trenul ăla, ce s-a întâmplat acolo, era super interesant și felul cum arăta. Ia uitați cum arată un tren de noapte în Ucraina. Așa se doarme aici. Plus, fix lângă mine, tot sus, era un ucrainean care vorbea engleză și lucra la Crucea Roșie. Era unul din șefii de acolo. Și mi-a spus o grămadă de chestii interesante despre cum vin turiștii în tranșee, în est. Gen foarte mulți americani, canadieni, britanici vin acolo, fac câteva poze, apoi văd că e muncă grea, periculos și apoi fug înapoi în țara lor. Și multe, multe alte chestii. Și mi-a zis că dacă vreau să mă întorc în Ucraina, mi-arată el tot ce e acolo. Mă duce în tranșee, mă duce în misiuni, dacă vreau să filmez. A zis că orice vreau, el mă ia cu el. Și eram gen, wow, boss, wow. Gen, dacă îl știam pe ăsta de înainte. Chiar că ieșea ceva și mai tare. Doar că luasem deja biletul spre o nouă destinație. Și nu, destinația nu e Madrid, sunt aici doar pentru o zi și urmează altceva super, super tare. Și da, cam asta a fost povestea, ce s-a întâmplat după ce am plecat din Kiev. Am fost foarte supărat că mi-a spart camera, acum filmez cu un GoPro și apropo, să-mi ziceți dacă vă place. Și un alt lucru ciudat e faptul că eu nu voiam să încep vlogul în Madrid. Eu vreau să-l încep în Iași, cum mă duc spre aeroport. Doar că am luat mașina și când m-am apropiat de aeroport, era închis drumul, fraților. Și nu știam ce să iau. Era un autobuz acolo, a zis că vine din 20-30 de minute, dar eu nu prea aveam timp. Și am început să fug pe acolo cu bagaje. Bă! Și apoi am ajuns, am zis că hai, că nu mai filmez, că trebuie să fug aici. Și apoi am ajuns la terminal. Băi, și am zis că filmez acolo, în terminal, puțin. Băi, și știți cum era? Ca sardinele eram acolo. Eram câte unul pe fiecare metru pătrat, așa stăteam acolo. Eram gen, boss, cum să filmez aici? Nici nu pot să filmez. Și apoi m-am urcat în avion. Am luat metrou de la aeroport din Madrid. Și acum mi-am luat o cazare aici, stăm o noapte și abia acum m-am apucat să filmez și eu cu camera asta nouă. Apropo, e prima mea plimbare aici și prima dată în viața mea în orașul ăsta și mi se pare că arată wow, arată chiar super tare. Îmi place foarte mult și oamenii, așa la primul contact, primele 30 de minute ale mele aici, oamenii sunt super de treabă. Acum putem să trecem la subiectul nostru și anume care e părerea mea despre Ucraina și ce vă pot spune și e sincer ce vă zic acum e că această excursie prin Ucraina a mea, să zic, a fost chiar una din cele mai tari pe care le-am făcut vreodată. Chiar a fost o experiență unică. Și numai faptul că e război și că acest lucru nu îl găsești atât de ușor, ci și faptul că am fost singur și mai ales am fost singurul străin în țara aia,
Și chiar am simțit că am fost tratat foarte bine și experiența a fost pur și simplu unică. Chiar și cu alarme, chiar și cu oamenii care nu știau engleză, chiar și cu toate problemele pe care le are țara, mi s-a părut o experiență absolut genială. Acum o să încerc să răspund la toate comentariile idiote și înjurăturile pe care le-am primit și pe YouTube și pe TikTok și peste tot. Și întrebarea cea mai importantă: este război în Ucraina? Și răspunsul pentru cei care aveți dubii este da. Dar trebuie punctate anumite chestii. Războiul se desfășoară mai ales în est. În est, aici mă refer, Donetsk, Zaporizhia, Harkov. Eu am fost în Cernăuți, Lviv și Kiev. Deci am fost în vest, sud-vest și centru. Acolo nu era război. În schimb, ce aveam acolo era bombardamente aproape zilnice. Și aici mă refer la Kiev. Aproape zi de zi veneau cel puțin câteva drone care de cele mai multe ori erau doborâte. Ce-i drept, uneori dronele cădeau pe locuri, apartamente și uneori răneau oameni. Dar atât, cel puțin zilele cât am stat eu în Kiev, nimeni nu a murit, ceea ce a fost ok. Celelalte orașe, Cernăuți mi s-a părut, și mi-au zis și câțiva oameni de acolo, poate cel mai sigur oraș din Ucraina. Au zis că niciodată nu au avut ei bombardamente masive în Cernăuți, pentru că nu există baze militare, nu există obiective strategice în Cernăuți. Lviv. Acolo am simțit cel mai mult alarmele și probabil și din cauza asta a fost puțină panică la început. Probabil și pentru că eram pe lângă un megafon din ăla de la alarme și de aia mă simțeam așa. Dar Lviv chiar nu mi s-a părut periculos deloc. Bombardamentele în Lviv sunt foarte rare. Orașul este plin de oameni, inclusiv refugiați din est. Atmosfera în oraș este extraordinară. Este un oraș absolut genial, care merită vizitat. Prețurile foarte bune, oamenii super ok. Și ce e important de punctat în Lviv, e singurul oraș în care mi s-a părut că majoritatea oamenilor vorbesc cel puțin puțină engleză. Singurul dintre toate acestea trei. În celelalte e puțin mai greu cu engleza, dar în Lviv a fost ok. Și ăsta a fost rezumatul războiului pentru cele trei orașe în care am fost. O altă întrebare pe care o primesc, pentru că videourile mele i-au strânit pe unii să meargă acolo sau cel puțin i-a făcut curioși. Și o întrebare care o primesc este periculos în Ucraina? Și sincer vă zic asta și sunt 100% sigur, nivelul de pericol este foarte, foarte jos. După cum am zis, în Cernăuți, în Lviv, e zero. Nu există criminalitate. Practic, toți oamenii care comit crime sunt trimiși în Bahmut și de aia foarte mulți bărbați, vă dați seama, le este frică să facă ceva sau să-i ascund. Să zicem de Kiev, singurul loc în care s-ar putea vorbi despre un pericol este orașul Kiev. Deși foarte rar mor oameni chiar și acolo, singurul pericol ar fi să fie doborâtă o dronă și să cadă pe locul tău unde stai. Însă șansa ca acest lucru să se întâmple este super, super, super mică. Așa că aș zice că să vizitezi Ucraina acum, pe timp de război,
e chiar o decizie foarte bună. Prețurile sunt super bune, totul e super sigur, oamenii sunt super ok și vei fi și singurul turist străin și te vor trata foarte bine. O altă întrebare pe care o primesc este dacă se simte atmosfera de război, dacă oamenii se comportă ca și cum ar fi război. Și răspunsul la această întrebare e puțin mai complicat, în sensul că când ajungi acolo, nu ți se pare, cel puțin pe timp de zi, totul arată absolut normal, mai ales în Lviv, Cernăuți, chiar și în Kiev, totul e absolut normal, însă atunci când vorbești cu oamenii, totul se spune ceva de genul că ori strâng bani ca să ajute efortul militar, ori au rude, prieteni, frați, surori care lucrează pentru armată sau luptă direct, ori o să-ți zică că cunosc pe cineva care a murit în război sau alte chestii de genul. Asta ar fi un lucru. Și un alt lucru, noaptea, când încep alarmele și mai ales este stare de asediu între 12 și 5, nu ai voie să fii pe stradă, atunci chiar se simte. Și mă rog, nu se simte în sensul că o să cadă racheta peste tine, dar se simte mai mult cum era la noi în pandemie, starea de alertă. Așa se simte și acolo. Și acum legat de conspiraționiștii din comentarii, care vorbesc mereu despre faptul că nu ar mai trebui să îi ajutăm pe ucraineni, că ucrainenii au bani, că țara o duce bine. Și aici aș putea zice că există un sâmbure de adevăr, în sensul că, da, chiar și pe la marginea Kievului, peste tot sunt lucrări de construcții, se renovează chestii, totul arată chiar foarte bine, chiar poate chiar mai bine decât în România, din anumite puncte de vedere. Doar că motivul pentru care se întâmplă asta este faptul că ei primesc 40 de miliarde pe an de la americani și încă câteva zeci de miliarde din Europa. Și datorită acestor bani, ei își permit să își mențină țara funcțională și în același timp și să lupte în război. Și datorită acestor bani, tot mai mulți ucraineni din vest decid să se reîntoarcă, pentru că lucrurile merg cât de cât ok. Dar gândiți-vă, dacă acești bani nu ar mai veni, ce s-ar întâmpla cu țara? S-ar prăbuși totul. S-ar prăbuși și armata, s-ar prăbuși frontul în est, lumea din Kiev, din Lviv, toți ar fugi și ei în vest. Deci, practic, efortul de război și economia și ajutorul venit din vest, toate sunt legate între ele. Și dacă unul dintre ele cade, se prăbușește cu totul țara. Deci nu există, nu ai de ales în acest caz. Apropo, eu merg aici și vorbesc și uit să mă mai uit prin oraș, cum arată pe aici, ce se mai întâmplă. Dar și când mă uit, mi se pare că arată genial acest oraș. Ia uitați clădirea asta. Deci arată absolut unic, știi? Nici n-am mai văzut așa clădiri. Gen wow. Da, deci cât am mers pe aici, mi se pare un oraș genial, Madridul. Chiar super, super tare aici. Și chiar am văzut și ceva fete mișto și chiar a fost super ok aici. Astea două ore cât am mers maxim. Vă dați seama că nu pot să am o părere completă. Dar chiar mișto. Fete ok. Bine, nu ca în Kiev. E foarte, foarte departe de Kiev. Chiar foarte departe, dar cam probabil cam toate locurile din Europa sunt foarte departe de Kiev. Dar tot e ok, o atmosferă chiar super tare în oraș, oamenii sunt de treabă. Da, și acum ca să vă las cu un gând final despre Ucraina, recomandarea mea este mergeți în Ucraina, totul este sigur, o să aveți o experiență de neuitat, cum nu o să ai nicio altă țară din lume în acest moment, va fi ceva cu adevărat memorabil și mergând acolo, cheltuindu-vă banii, o să ajutați și țara.
Bă, ce am observat, ce frumos m-a servit omul. Am intrat acum într-un restaurant cu tacos și m-a servit atât de frumos și mi-a explicat ce să-mi iau, dacă mi-e foame, dacă nu mi-e foame. Mi-a dus pe gata când vine, zâmbește, frumos, îți explică, gen... Și vreau să zic că se simte când pleci din Est Europa, gen, lumea e altă când ajungi în vest. Deci lumea complet diferită, pur și simplu, chestii așa micuțe, gen, se simte. Iar acum mi-a recomandat să-mi iau burrito, dar am zis că vreau și un taco, așa, de început, doar ca să văd cum e. Că ei sunt faimoși pentru taco. A venit un taco care arată super tare. Și aștept să vină și burrito și vă zic după cum a fost. Deci acel taco a fost absolut genial. Și acum a venit nachos. Burrito, da? Amazing. Și a venit și burrito. Și nachos. Și un 7-up. Și cu taco ăla. Și tot ăla a costat 12 euro. Așteptam la mai mult, sincer. Suntem fix în centrul Madridului. E super bun și ieftin. Da, am terminat acum și mâncarea a fost absolut senzațională. Așa se cheamă loc. Acum ce vreau să vă zic înainte să închid vlogul. După cum știți, plec din Madrid către o nouă destinație și sunt curios dacă careva dintre voi ghicește unde merg. Deja v-am dat un indiciu destul de mare, ținând cont că plec din Madrid și vă dați seama și voi cam spre ce țări și spre ce continent să pleacă din Madrid. Dar sunt curios dacă nimeriți țara și vă mai dau un singur indiciu. E super, super periculos acolo. Așa că scrieți în comentarii să văd dacă nimeriți țara. Așa că ne vedem în vlogul următor într-o țară super, super tare.